Cât de periculoasă este sângerarea în timpul sarcinii? De ce este important să învățăm să ne acceptăm corpul? Vom vorbi despre una dintre complicațiile periculoase survenite după implantul dentar, perimplantita. Boala hemoroidală, atât de des întâlnită, cum o putem trata? Sunt Consuela Bălașa și mă bucur să fiu cu tine într-o nouă ediție Mensana, ediție care ne va învăța și astăzi cum să rămânem sănătoși, cum să fim fericiți și, bineînțeles, frumoși. Încă de la început te voi încuraja să dai share acestei emisiuni, dacă ne urmărești pe YouTube sau pe Facebook, dar și să ne scrii întrebările, sugestiile și comentariile tale. Perimplantita este un proces inflamator complex și foarte sever, care afectează țesuturile pe toată lungimea implantului dentar și poate duce la resorpția osului maxilarului. Cu astfel de patologie, cel mai adesea este necesar să se îndepărteze implantul pentru a opri complet dezvoltarea inflamației. Medicul va diagnostica și va evalua exact stadiul bolii. Cu cât ne păstrează mai mult os în jurul implantului, cu atât sunt mai mari șansele pentru succesul tratamentului fără a extrage implantul. Medicul Cosmin Teasdale ne va ajuta să înțelegem mai bine această patologie complicată. De suport a osului. Cum reușește medicul să pună diagnosticul de perimplantită? Diagnosticul se efectuează atât clinic cât și radiologic prin observarea țesuturilor moi a zonei respective.
respectate. Garanția pe viață sau viață nelimitată există, dar doar în afara corpului uman. Pentru aceia dintre voi care au grijă de sănătatea lor, alimentația sănătoasă și mișcarea regulată tind să fie principalele priorități. Uneori uităm să acordăm corpului nostru dragostea de care are nevoie și uităm că stresul provocat de o autocritică constantă poate avea efecte negative tocmai asupra acelei sănătăți la care ținem atât de mult. Cum să-mi accept corpul este întrebarea la care vom încerca să găsim răspuns în interviul următor cu Elena Kucikovski. Este femeia care și-a propus să ajute și alte femei spre a-și atinge potențialul maxim. Mă bucur să continui această ediție alături de Elena Kucikovski, pe care o salut și îi mulțumesc că este cu noi. Bună dimineața! Elena, vrem să vorbim astăzi despre această problemă a acceptării de sine și acceptarea aceasta ar trebui să vină și la nivel mental, emoțional, dar și fizic. Și de foarte multe ori negăm sau ne uităm la corpul nostru și ne înseamnă că nu prea ne place de el așa cum este el. De ce este nevoie să-l acceptăm? Dacă vorbim de femei, sexualitatea femeii are direct legătură cu acceptarea corpului. Femeia care nu-și acceptă corpul, nu-și acceptă propria sexualitate. Și este o mare problemă. Asta înseamnă că femeia este inhibată, ea nu se poate manifesta liber. Și ce înseamnă să te manifesti liber? Asta înseamnă să trăiești viața așa cum vrei. Și ca să trăiești viața așa cum îți dorești și să te manifesti liber, trebuie în primul rând să-ți accepti corpul. Și pentru o femeie, mai ales pentru feminitatea și sexualitatea sa, asta este regula de aur, poate regula numărul 1 chiar. Și eu mereu și la cursurile mele îndemn femeia și zic, coboară din cap în corp. Pentru că noi astăzi ținem energia în cap, din cauza gândurilor, din cauza task-urilor, din cauza la tot ce avem de făcut. Și dacă să stai să analizezi și pe stradă, femeia cum merge? Ea merge cu capul înainte și este mereu grăbită. Da? Femeia merge pe stradă exact așa cum este într-un aeroport și se grăbește. Aceeași imagine. Și femeia care ține energia în corp, ea altfel se mișcă. Ea altfel, ea poartă cu demnitate corpul său, feminitatea sa și crede-mă, este o mare problemă dacă să stau să analizez foarte puține femei, foarte puține, dacă văd odată la nu știu câte luni una. Sau asta se observă, de exemplu, cum femeia coboară de mașină. Da? Ea coboară de mașină grăbită cu capul în față. Foarte rar, dacă stai să analizezi, vezi o femeie care deschide ușa, nu se grăbește, mai întâi corpul, după aia capul. Exact ca în filme. Da? Tot ce e frumos vedem în filme. Viața de zi cu zi e mai greu. Și contează foarte mult să-ți accepti corpul, dar trebuie să cobori din cap în corp. Pentru că corpul este mănăstirea sufletului tău. Dacă tu nu te simți bine în corpul tău, tu nu te vei simți bine în viața ta. Și noi trebuie să învățăm să acceptăm corpul, dar asta se poate prin contactul cu tine însuți, prin contactul fizic. Dacă vorbim de femei, pilates, activitatea fizică, dar activitatea fizică care te relaxează și îți provoacă efectiv plăcere. Femeia care trebuie să meargă la sală și să facă exerciții grele, ea nu este în contact cu corpul său. Deci tot ce este greu și împotriva voinței, pe tine te scoate din contact. Tot ce îți amplifică plăcerea, bucuria, satisfacția, anume starea aceasta pisicoasă, atunci, da, asta înseamnă că ești în contact cu tine însuți, în contact cu corpul tău. Personal îmi place cum sună pisicoasă și îmi place că ai făcut această legătură și analogie între femeie și pisici, pentru că, da, de foarte multe ori ele au acțiuni și mișcări destul de faine și cumva au o continuitate pe care femeia modernă, grăbită, cum ai spus, le fracționează prea mult și își pierde destul de mult din farmecul ei propriu. Vreau să te întreb de ce este necesar să învățăm să ne acceptăm corpul și de ce nu-l acceptăm de la sine, ca un dat, ca un firesc. Pentru că noi îl acceptăm, dar până la vârsta de 7 ani. Și uite, de exemplu, corpul acceptă copiii de 3 ani, când, de exemplu, ție la 3 ani nu ți este rușine să stai dezbrăcat în fața unui băiat, pentru că încă nu se face diferența de sexe. Da? Și până copiii nu înțeleg că au diferență de sex, ei își acceptă corpul. După, când începe să se facă această diferență, apare rușine. Și de foarte multe ori o rușine inutilă.
apare frica de critică. Și la fel, este o emoție inutilă care distruge viața. Și nu ne acceptăm din cauza rușinii, din cauza că ne frică să fim criticați, ne frică să nu corespundem anumitor standarde și așa mai departe. Și asta este într-adevăr o mare problemă și fiecare om, să zic, fiecare persoană conștientă trebuie să-și asume că este obligat, este dator să-și corecteze personalitatea pe parcursul vieții. O întrebare dificilă. Bărbații sau femeile care suferă mai tare din cauza acestui aspect fizic? Înainte ziceam femeile, dar astăzi am întâlnit și bărbați care au un defect, de exemplu, am întâlnit de câteva ori un bărbat care are un defect destul de mic sau un defect care, nu știu, un semn care mie mi se pare masculin, dar bărbații ascund. Da? Și eu cred că la fel, depinde foarte mult de psihicul fiecăruia și nu contează, e bărbat, femeie, contează acceptarea de sine. Ne poți da așa, ca la final de interviu, câteva sfaturi, cum putem intra mai ușor în contact cu noi, cum putem face această acceptare mai ușoară, cum poate deveni firesc acest proces de acceptare? Femeia, în fiecare zi când se trezește, ea trebuie să-și simtă corpul, pentru că ea se trezește grăbită, la fel are foarte multe obiective și ea nu-și acordă timp, nu este în contact cu ea însăși. Dar ea când se trezește, ea trebuie să-și simtă corpul, mâinile, picioarele, și trebuie să facă un obicei din acest trezit, da? Care să intre în contact. În momentul când ea se plimbă, ea trebuie să se plimbe conștient. Femeia trebuie să pășească pe pământ. Dacă vorbim un pic din punct de vedere energetic, femeia se amplifică de jos în sus. Fluxul de energie care vine de jos în sus. Anume, din această cauză se vorbește foarte mult despre împământare și femeie. Pentru că elementul pământ este un element care amplifică feminitatea. Pământul și apă sunt elemente feminine, soarele și aerul sunt elemente masculine. Și atunci de aia se zice cu picioarele pe pământ, fii cu picioarele pe pământ, da? Fii așezată. Și anume acest pășit conștient, statul în natură te ajută foarte mult exact să cobori energia din cap în corp și să-ți simți corpul, să te trezești, trezitul conștient și plimbatul, pășitul conștient pe pământ, să simți tu că picioarele tale se lipesc ca niște magneți. Asta o să-ți coboare energia din cap în corp. Cred că sunt femei care ne urmăresc în acest moment și se întreabă cum să-mi accept corpul dacă eu vreau să am 90-60-90, dacă mai fi în standarde, și sunt cu cel puțin 20 de kg peste aceste limite normale. Are legătură mărimea cu acceptarea? Nu, și îți explic din experiența proprie, chiar îmi permit aici să zic acest lucru. Eu am rămas cu anumite defecte după naștere și de foarte mult timp eu nu am putut să-mi accept aceste defecte. Și a fost o traumă, chiar o traumă psihică, pot să zic, pentru mine. Apoi, acum în urmă cu 6-7 luni, eu cântăream cu 24 de kg mai mult, da, decât sunt acum. Dar cu toate astea, ce se întâmplă? Când eu eram mult mai tânără, da, cu 10-15 ani mai tânără, eu nu mă acceptam în corpul meu și arătam mult mai bine fiind mai tânără. Când aveam cu 24 de kilograme mai mult, eu m-am simțit la fel de bine ca și acum, în corpul meu. Deci eu nu am mai avut nevoia de standardele 90, 60, 90. Pentru cine? Cine îmi pune mie notă? Pentru ce? Eu trăiesc viața mea pentru cineva? Este important să mă simt eu bine. Și eu pot să zic clar, în moment când tu ai trecut prin această acceptare, în moment când tu îți acorzi susținere, pentru că tu trebuie să-ți acorzi susținere, în moment când tu ai învățat să-ți asumi, nu ți este rușine pentru cine ești, atunci nici nu contează aceste standarde, asta pot să zic din propria experiență. Voiam să intru repede pe pagina ta pentru că mi-a plăcut o replică foarte faină pe care te-ai scris aici în descriere. Mă adresez femeilor orientate către succes și fericire. Practic sunt două lucruri pe care le putem atinge noi ca femei, nu suntem prea mici, nu suntem prea puțini. Care este legătura între acceptarea fizicului și acest punct în care vrem să ajungem toate? Manifestarea liberă. Dacă tu nu-ți accepti fizicul, tu nu o să poți să te manifesti liber în viața ta. Tu nu o să poți să fii pentru ce ai venit să fii. Tu nu o să poți să te conectezi la unicitatea ta. Până nu te accepti, tu nu vei fi conectată la tine însuți ce-ți dorești cu adevărat și cine ești cu adevărat. Dacă tu nu te accepti pe tine, nu-ți accepti corpul tău așa cum este, puține șanse să ajungi la vocația ta. Și iarăși este vorba de manifestarea liberă.
Omul care își acceptă corpul, scuză-mă, este foarte important. Prin el circulă liber energia. Femeile moderne au început să fugă de elemente care le-ar putea schimba în un fel sau altul fizic și mă bucur foarte mult că trecem spre sarcine și copil, pentru că multe femei refuză acest punct important al vieții pentru că nu vor să fie modificate. Cumva le este frică că nu se vor mai putea accepta? Da, este o frică, bineînțeles, dar... Nu e despre asta. Nu neapărat, că trebuie să înțelegem că toate semnele, inclusiv și ridurile de expresie, și este despre viața noastră, este povestea vieții noastre. Eu astăzi îmi accept povestea mea cu totul și o iubesc, deci indiferent ce urme lasă. Dar bineînțeles, dacă există posibilitatea să corecteze anumite lucruri, așa cum eu mi-am corectat greutatea și este absolut normal, da? Mă simt mult mai energică, mult mai tânără, mult mai sănătoasă din punct de vedere al sănătății și talia mea a depășit la un moment dat 80 cm și nu trebuia să iau atitudine. Bineînțeles că este normal să corectăm anumite lucruri, dar iarăși la bază stă acceptarea. Rămân cântă de fiecare dată când te am alături de mine și mă bucur și mai mult pentru că știu că această voie bună, această frumusețe a ta pe care tu o ai, nu se oprește la mine în platou, ci ajunge mai departe și sper din suflet să ne reîntâlnim, să ne revedem, pentru că ai mesaje importante pentru noi. Vă mulțumesc și eu! Evident, tu nu pleca, pentru că noi vom continua ediția Mensana. Atunci când apare, sângerarea în sarcină este un motiv suficient de serios pentru un consult de specialitate care să ajute la identificarea cauzelor și stabilirea unui plan terapeutic. De cele mai multe ori, dincolo de consultul ginecologic, sunt necesare și investigații suplimentare, adică prelevare de analize ginecologice, ecografii transvaginale și abdominale, esențiale în identificarea motivelor care au dus la apariția sângerării în sarcină. Dr. Silvii Ștoc ne-a răspuns întrebărilor despre acest episod, dar și despre alte pericole ale primului trimestru de sarcină. Întrebările tale sunt importante pentru noi. Nu ezita să ni le scrii! Ce trebuie să faci dacă observi pete de sânge sau dacă sângerezi în timpul sarcinii? Contactează medicul sau moașa imediat, chiar dacă sângerarea pare să se fie oprit. Poate însemna ceva obișnuit, dar poate fi și un semn al unei probleme grave. Simptomele din timpul sarcinii nu trebuie neglijate niciodată. Nu prea sunt normale sângerările în prim trimestru, sângerările uterine în prim trimestru. E o nuanță aici. În momentul implantării, când începe implantarea, cam în momentul în care ar fi trebuit să vină menstruația, dacă ar fi venit, apare o picătură de sânge sau o secreție mai maronie. Se întâmplă ceva, dar nu depășește stadiul de picătură. Spotting, să zic, o pată pe tampon. Asta cred că e singura sângerare pe care putem să o considerăm normală, e sângerarea de implantare. Dacă nu depășește cantitatea unei menstruații, unei zi de menstruații, nu intrăm în panică. Orice depășește ce am povestit, deci o pată, o picătură, ar putea să pună probleme, ar putea să fie dată de o sarcină extrauterină. Poate sarcina nu s-a implantat acolo unde ar trebui, s-a implantat într-un tromb. Poate fi dată de o amenințare de avort. Sarcina începe să se dezlipească de uter, dintre sarcină și uter apar sângerări care se exteriorizează imediat. Nu numai în primul trimestru, ci în toată sarcina, orice picătură de sânge trebuie investigată. Nu numai în primul trimestru, în trimestrul 2, după un contact sexual, poate să apară o picătură de sânge, să nu fie o problemă. Dar trebuie investigată, trebuie mers la medic, raportat, uite, mi-a apărut o picătură de sânge, medicul verifică colul, verifică placenta, verifică sarcina, totul în regulă, toată lumea e mulțumită. Dacă se întâmplă ceva, medicul își dă seama din start, la orice problemă, orice turburare, dacă îți dai seama din start, ai mari șanse să se rezolve, fără niciun fel de consecință. Orice se neglijează, de obicei se termină mai puțin fericit. Avortul spontan reprezintă un subiect sensibil pentru marea majoritate a viitoarelor mămici, cât și pentru medicii care monitorizează sarcina. Există mai multe cauze care duc la apariția acestuia, dar și metode prin care poți reduce riscurile. Avortul spontan, mai ales în primul trimestru, despre primul trimestru vorbim, este mult mai comun decât credeți. Mult mai comun. Marea majoritate a pierderilor de sarcină din primul trimestru nu pot fi evitate.
dacă mă pune să dau un procent, pot să spun 65% după unele cărți, după alte tratate 75%, majoritatea pierderilor de sarcină din primul trimestru sunt inevitabile, pentru că ele se datorează unor probleme apărute la momentul concepției. În momentul în care s-a conceput sarcina, s-a conceput greșit. Și ea se oprește de cel mai multe ori în evoluție. De cel mai multe ori până în 8 săptămâni, de a amintesc de acea barieră de 8 săptămâni. În momentul concepției sarcinii, ouul se formează împrumutând jumătate din material genetic de la mamă, jumătate din material genetic de la tată și se formează un nou genom, un nou material genetic, un nou bagaj genetic. De multe ori se formează greșit. De foarte multe ori se formează greșit. Mai ales în mediul în care trăim, stilul de viață pe care îl adoptăm, care e foarte diferit de modul de viață pe care ar trebui să-l avem, pentru care am fost proiectați. De foarte multe ori am observat că prima sarcină într-un anumit cuplu, prima sarcină se termină așa, până în 8 săptămâni, cu toate eforturile noastre, cu tot suportul nostru progesteronic, tot repausul, tot se oprește până în 8 săptămâni. De cele mai multe ori v-am spus, aceste sarcini oprite până în 8 săptămâni erau sortite opririi. Sunt însă și situații în care sarcina se oprește în primul trimestru, avem un avort în primul trimestru, se pierde, dar nu neapărat din cauza faptului că a fost sortită pierii de la început. Sunt anumite probleme, anumite afecțiuni ale mamei în special, care pot duce la oprirea sarcinii. Pot să dau un exemplu, anumite afecțiuni tiroidiene. Sunt anumite pierderi de sarcină după 8 săptămâni până în 12 săptămâni, deci în primul trimestru, după ce i-a bătut inima, după totul ce era perfect la 8 săptămâni, la 9 săptămâni și dintr-o dată până în 12 săptămâni s-a terminat. Și de multe ori se asociază cu afecțiuni tiroidiene, care de multe ori sunt subclinice. Pacienta nu știa că are probleme cu tiroida. Dar dacă ar fi ajuns în primul trimestru la început, la medic, medicul știe ce să facă, știe ce să caute. Din principiu se caută, se verifică funcția tiroidei și dacă ea nu e bine pusă la punct. Medicul are timp să intervină și să corecteze acest dezechilibru și atunci sarcina va continua până la termen. Deci medicul știe ce are de făcut, dacă apelați la medic din timp și se identifică o afecțiune din timp, sunt mari șanse ca ea să fie corectată. Tot ce e neglijat, de multe ori nu mai poate fi corectat. Unele femei cu sarcină extrauterină sau ectopică prezintă semnele obișnuite ale sarcinii, absența menstruației, durere la nivelul sânilor și greață. Dacă faci un test de sarcină, rezultatul va ieși pozitiv. Totuși, o sarcină ectopică nu poate continua ca o sarcină normală. Semnele și simptomele se intensifică pe măsură ce ovulul fertilizat se dezvoltă într-un loc nepotrivit. Ce implicații au sarcinile extrauterine? Sarcina extrauterină trebuie tratată cât mai repede. Prima ecografie pe care o facem noi în sarcină are ca scop, în primul și în primul rând, stabilirea sediului sarcinii, să vedem unde s-a implantat. S-a implantat în uter sau în afara uterului. Pentru că dacă s-a implantat în afara uterului, de cele mai multe ori pe trompă, ea pune în pericol viața mamei. Deci nu ne jucăm, nu e o glumă. De cele mai multe ori, sarcina extrauterină, dacă o neglijăm, distruge trompa. Și dacă a compromis trompa, pacienta va rămâne fără acea trompă și va avea mari probleme în a concepe o sarcină mai târziu. Din fericire, există tratament medicamentos pentru sarcina extrauterină. Odată ce ea a fost diagnosticată, există tratament medicamentos care are mari șanse să funcționeze, să topească sarcina, să nu afecteze trompa și trompa să rămână funcțională. E cel mai bun scenariu. Uneori, sarcina extrauterină e diagnosticată un pic mai târziu, când tratamentul medicamentos nu mai poate fi folosit, nu mai are șansul de succes. Însă poate fi folosit, poate fi făcut o intervenție, o operație, care să scoată sarcina păstrând trompa. Păstrând trompa, păstrăm intacte șansele pacientei de a concepe mai târziu. În anumite cazuri, în schimb,
sarcina e diagnosticată foarte târziu, când trompa uterină e deja compromisă și nu putem face altceva decât să scoatem trompa uterină. Dacă pentru a nu pune în pericol viața mamei. Și în cazuri foarte neglijate, e pusă în pericol viața mamei. Poate apare o hemoragie internă care poate duce până la deces. S-au întâmplat lucrurile astea. Îmi place să cred că nu se mai întâmplă așa ceva, pentru că cel puțin în București, în orașele mari, sarcinile sunt luate în evidență încă de la început și nu se mai ajunge la așa ceva, dar nu de mult acest lucru se întâmpla. Trebuie tratată cu maximă seriozitate această parte a sarcinii. Primele momente, trebuie să știm că s-a implantat în uter și nu în afara lui, că s-a implantat cu bine, că totul merge bine, că pacienta e sănătoasă, că e echilibrată și sarcina o să decurcă așa cum ar trebui. Perioada sarcinii durează teoretic 40 de săptămâni, iar săptămânile sunt grupate în 3 trimestre. Primul trimestru este adesea cel mai copleșitor pentru viitoarele mămici și vine la pachet cu o mulțime de schimbări, atât la nivel fizic cât și la nivel emoțional. Care sunt recomandările pe care le oferă medicul Silviu Ștoc mămicilor la început de sarcină sau viitoarelor mămici? Nu sunt multe recomandări, e una singură. În momentul în care avem un test de sarcină pozitiv sau în care există suspiciunea de sarcină, trebuie să apeleze cât mai repede la medic. Medicul știe ce are de făcut, nu e mare lucru. Trebuie să facem câteva analize, o ecografie și să ne asigurăm că pacienta e sănătoasă, poate să dăm câteva suplimente acolo unde e nevoie și lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă. Dacă nu se ajunge la medic și sunt probleme pe care nu le știm și le neglijăm și ulterior să ajunge ca sarcina să fie afectată irreversibil, atunci nu mai avem ce să mai facem. Cu cât apelați mai repede la medic, cu atât lucrurile merg mai bine, ca o regulă de principiu. Constipația combinată cu creșterea presiunii la nivelul rectului și perineului, pe măsură ce uterul se dezvoltă, sunt cauzele principale ale apariției în sarcină a hemoroizilor. În plus, statul înșezut o perioadă lungă de timp poate să fie un factor care să contribuie de asemenea la apariția hemoroizilor. Se apreciază că circa 50% din populație va suferi de simptome legate de hemoroizi într-un anumit moment al vieții. Cu o pondere atât de mare, ne dăm seama că informațiile medicale despre acest subiect sunt extrem de importante pentru noi toți. Medicul Marina Dumitraj ne-a ajutat cu răspunsuri valoroase. Rămâi cu noi! Majoritatea pacienților diagnosticați cu boala hemoroidală prezintă doar simptome ușoare care pot fi tratate cu preparate topice ce nu necesită prescripție medicală. De obicei, pacienții solicită tratament atunci când simptomele exacerbează și nu pot fi ținute sub control. De ce boala hemoroidală nu se autodiagnostichează? Poate fi confundată cu altă afecțiune sau ne putem administra tratament greșit? Boala hemoroidală poate fi confundată destul de frecvent cu fisura anală cronică. Din această cauză, pacienții trebuie să fie evaluați prin tușeu rectal, prin anoscopie sau prin colonoscopie de screening de către un medic proctolog sau chiar gastroenterolog. De ce vă spun asta? Pentru că boala hemoroidală ne dă rectoragii terminale, la fel ca și fisura anală cronică, și atunci trebuie să știm exact care este cauza principală, care este diagnosticul care determină aceste sângerări, aceste rectoragii terminale. Modul de viață joacă un rol important în declanșarea crizelor hemoroidale. Călătoriile îndelungate cu mașina, perioada premergătoare ciclului menstrual și lipsa de exerciții fizice sunt factori care favorizează apariția hemoroizilor. Factorul ereditar este de asemenea prezent în mod frecvent, ca și stresul. Sunt foarte puțini pacienți care știu că boala hemoroidală este de fapt o boală venoasă. Plexurile hemoroidale sunt de fapt niște plexuri venoase. Iar această boală hemoroidală ascunde în spate o boală reală de colagen, adică o structură alterată a fibrelor de colagen, care practic ne determină o
structură proastă, o structură alterată a plexurilor venoase cu o elasticitate scăzută și care, la orice modificare de flux, la orice eveniment denumit de noi vasodilatație sau la orice traumatism minor reprezentat de o consistență crescută a materiilor fecale, determină un episod de rectoragie terminală, adică de sângerare din canalul anal. Hemoroizi, în cazul în care nu sunt tratați corespunzător, pot produce un disconfort permanent, iar simptomele pot să se accelereze periodic în puse evolutive. Toate acestea vor avea drept efect alterarea stării generale până la apariția unor dezechilibre psihice. Cât de eficient este tratamentul și în ce constă? Tratamentul chirurgical al hemoroizilor este practic indicat începând cu stadiul 2 de boală în caz de eșec al tratamentului local, adică al cremelor aplicate în canalul anal sau extern în regiunea perianală. Tratamentul chirurgical este de elecție și eu le propun pacienților mei încadrați în stadiul 2 de boală hemoroidală la care a eșuat tratamentul medicamentos sau în stadiul 3 sau 4 de boală hemoroidală, le propun un tratament minim invaziv chirurgical reprezentat de cura chirurgicală a prolapsului hemoroidal intern cu stepler, anopexie tip longo. Este un tratament chirurgical inovativ și el ce credeți că presupune? Presupune în primul rând excizia, adică rezecția acelui prolaps hemoroidal intern, adică ce? A unui exces de mucoasă care iese din canalul anal. În al doilea rând, practic repoziționează aceste pachete hemoroidale, adică le ridică și în al treilea rând le întrerupe vascularizația, adică le produce o ischemiere, o atrofiere progresivă, acest tratament. Acest tratament practic rezecă acele pachete hemoroidale, lasă în urmă o anastomoză, da? Adică o cusătură, o așa zisă cusătură, dar realizată mecanic cu niște capse între cele două porțiuni, mucoasă și submucoasă. Primirea unui diagnostic corect este esențială în cazul acestei afecțiuni, deoarece simptomele sale pot ascunde boli de o gravitate mai mare. În ce măsură, odată diagnosticați, vom avea o predispoziție de a reapărea boala hemoroidală? Este foarte important și pacienții trebuie să știe că, având această boală de colagen de fond care se ascunde în spatele bolii hemoroidale, fiind o boală venoasă, avem această predispoziție. Un pacient care este deja operat de hemoroiz, o să vedeți că este s-a autoeducat, a reușit să se autoeduce din punct de vedere medical și sigur nu va mai repeta greșelile vis-a-vis de alimentație sau greșelile vis-a-vis de mediu de viață. Riscul de recidivă există, însă dacă noi încadrăm pacientul corect într-un anumit stadiu de boală hemoroidală și îi indicăm corect tratamentul medicamentos sau chirurgical, riscul de recidivă este într-un procent foarte mic. Deseori se poate întâmpla ca respectarea unei diete și a unei igiene stricte să poată constitui singurul tratament necesar în funcție de cauza care provoacă hemoroizii. Pe de altă parte, în cazul în care simptomele sunt mai agresive și boala evoluează, aspectul hemoroizilor modificându-se, medicul va prescrie cel mai potrivit tratament fiecărui pacient. Așadar, este obligatorie schimbarea obiceiurilor alimentare? La ce trebuie să renunțăm definitiv și ce să adăugăm în dietă? Eu aș spune că nu trebuie să renunțăm definitiv la nimic, pentru că cu toții ne dorim să gustăm din anumite alimente, dar ar trebui să gustăm și doar atât, nu să facem excese alimentare. Și când mă refer la aceste alimente, mă refer la acele condimente care ne tentează și care au efect irritant local. Un pacient diagnosticat cu boală hemoroidală, cu indicație chirurgicală, care refuză să se opereze sau este după o operație în sfera hemoroidală, este absolutamente obligatoriu să-și schimbe regimul de viață. Și acest regim de viață înseamnă următoarele lucruri. Dacă a avut o creștere, un surplus de greutate, atunci trebuie să scadă în greutate după această intervenție. După cum vă spuneam, vis-a-vis de regimul alimentar, trebuie să-și crească conținutul în fibre,
adică să consume alimente și fructe crude, bogate, chiar exces de fibre. De ce? Pentru a avea o consistență medie a bolului fecal și pentru a nu forța anastomoza pe care noi deja i-am creat-o. La fel, vis-a-vis de regimul local, igienic, este absolutamente necesar după actul de defecație să se spele, să aibă mai multă grijă pentru acea sferă unde există această anastomoză restantă. Vă spuneam și de condimente care ar trebui doar gustate, evitate. De ce? Pentru că în materiile fecale practic se elimină și acele substanțe iritante și acele substanțe au efect iritant local acolo la nivelul mucoasei de canal anal. Asigurarea unui tranzit normal, respectiv un scaun de consistență normală, prin alimentație cu aport crescut în fibre, fără condimente și alcool, precum și consumul de minim 2 lichide pe zi și evitarea sedentarismului, sunt de obicei factori care ameliorează simptomatologia, în special a sângerărilor și mai ales în cazul hemoroizilor de gradul 1-2. Măsuri de igienă locală cu baie călduță după fiecare scaun sunt de asemenea importante. Care sunt complicațiile care pot apărea în urma netratării? O boală hemoroidală diagnosticată, începând cu stadiul 2, în caz de eșec al tratamentului medicamentos, dar care asociază și rectoragii terminale importante, adică sângerări importante, trebuie foarte bine evaluată și trebuie foarte bine cântărită decizia de a nu neopera. De ce? Pentru că putem avea consecințe pe termen lung. Un pacient cu anemie severă poate ajunge chiar cu o hemoglobină sub o valoare normală, adică sub 8 grame de hemoglobină, și poate ajunge să îi se administreze masă eritrocitară, adică sânge, da? Putem ajunge la o anemie severă importantă. La fel, pentru pacienții din stadiul 3, care noi știm ce înseamnă, dar pacienții mai puțin, și atunci mă simt nevoită să vă spun și acest lucru, înseamnă că au un exces de mucoasă care iese din canalul anal și care ne determină aceste episoade de complicații. Episoadele de complicație sunt reprezentate de sângerări, sângerări care în decursul timpului se transformă în niște cheaguri de sânge când se oprește sângerarea, adică așa numită tromboză hemoroidală, sau se pot suprainfecta aceste colecții, aceste zone de tromboză inflamate, și atunci putem avea supurații anorectale care ne pot trimite chiar la o laparoscopie, adică la o operație în pelvisul pacientului când ajung în stadii grave, sau chiar la apariția acestui prolaps hemoroidal din care se poate sângera. Acest exces de mucoasă, atâta timp cât este în afara canalului anal, nu este în regulă și atunci are indicație chirurgicală. Stadiul 3 înseamnă că acest prolaps hemoroidal este ieșit în afara canalului anal, dar ajutat după actul de defecație, el reintră în canalul anal, iar stadiul 4, care înseamnă un prolaps hemoroidal ireductibil, înseamnă că acest exces de mucoasă se regăsește aproape tot timpul în afara canalului anal. De aici și episoadele de complicații. Oricât de banal ar fi o durere, nu o ignora. Ascultă-ți corpul și nu-l forța mai mult decât ai făcut-o deja. În faze incipiente, afecțiunile sunt tratate mult mai ușor și mai rapid. Un simplu control de rutină poate înlătura orice dubiu, iar un tratament potrivit cazului tău îți poate reda sănătatea, calitatea vieții și siguranța unui viitor în care tu să poți funcționa normal și optim. În încheierea interviului cu doamna dr. Marina Dumitraș, vrem să aflăm regulile importante de prevenție. Vis-a-vis de perioadele de prevenție, este foarte important ca pacientul să se autosesizeze și să vină la medicul proctolog, adică la cea mai mică durere anorectală, la cea mai mică scurgere de la nivelul canalului anal, la cea mai mică sângerare de la nivelul canalului anal sau la cea mai mică tumefacție, adică existența acelui exces de mucoasă în afara canalului anal, să ajungă la medicul proctolog. Medicul proctolog va diagnostica, îl va încadra pe pacient într-un anumit stadiu de boală și îi se va prezenta acelui pacient potențialul de tratament medicamentos sau chirurgical pentru ca această boală hemoroidală să nu avanseze. Există și pacienți care sunt în stadiile 1 și 2 și care nu ajung la o reală intervenție chirurgicală cu tratament medicamentos.
Metodele de investigare înseamnă tușeul rectal, da? Deci la medicul proctolog pacientului se va face ca și procedură un tușeu rectal, adică o explorare digitală a canalului anal pentru a putea identifica exact cauza durerii, cauza sângerării, da? Adică existența acelui prolaps, existența unei alte patologii în sfera asta de canal anal. Și îi se va prescrie pacientului ce metode imagistice sau ce proceduri minim invazive îi sunt recomandate mai departe. La fel, anoscopia înseamnă să explorăm vizual, adică cu o cameră ne uităm în canalul anal după ce facem pacientului dilatație și confirmăm sau infirmăm că există acolo o anumită leziune. Iar colonoscopia o recomandă medicul proctolog doar atunci când o consideră absolutamente necesară. Ea este o procedură făcută de câte un gastroenterolog, iar noi întotdeauna trebuie să ne asigurăm că boala hemoroidală nu este de fapt o consecință a unei alte cauze, adică a unei patologii colonice. Un regim alimentar adecvat, evitând condimentele, muștarul, excesul de alcool, precum și lupta împotriva constipației printr-o alimentație bogată în fibre vegetale în cantități suficiente, sunt așadar reguli de bază pentru o prevenție eficientă. Este adesea util ca micul dejun să conțină alimente bogate în fibre, astfel încât să se poată regla tranzitul prin alimentație fără medicamente. Nu uitați de activitatea fizică regulată, mersul pe jos, jogging, înot, gimnastică. Dă unui om sănătate și un țel de urmat și nu se va opri o clipă să se întrebe dacă este fericit sau nu, spunea George Bernard Shaw. Sunt Consuela Bălașa și îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la finalul ediției. Duminica viitoare, la aceeași oră 10, ne vom reîntâlni pentru a învăța împreună cum să fim sănătoși, tineri și, evident, frumoși. Până atunci îți doresc o zi pe gustul inimii tale, dar și o săptămână trăită responsabil. La revedere!